La Pitești se desfășoară a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Liviu Ciulei. Spectacolele sunt programate în fiecare sâmbătă și duminică până la 1 decembrie și sunt în marea lor majoritate comedii. Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei cred că răspunde exact acestui deziderat de a deveni un eveniment comunitar prin care spectatorii să aibă acces la o diversitate cât mai mare. Am încercat și anul ăsta să construim un program care să aducă la Pitești și spectacole cum a fost cel din seara asta, Zeul Măcelului, produs în Ungaria, în regia unui artist cunoscut în România și în Pitești, Sorin Militaru. Sunt 10 spectacole foarte bine alese din Franța, Ungaria, Republica Moldova și România pe care iubitorii de teatru le pot vedea. Ma s-a chiar pierdut ses pantoufles? Sta pantoufles. Ah, d'accord, ouais. J'aime beaucoup les histoires de princesses dans les châteaux. Les histoires de sirènes au fond des mers, les histoires... Les sirènes, ça n'existe pas. Si, ça existe. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Producțiile românești sunt ale teatrelor din București, Brăila, Brașov, Bacău, Buzău și Pitești. Spectacolele din străinătate au fost traduse, adaptate și subtitrate pentru public. Au reușit acești tineri, prin tot ce au făcut, să ne arate o lume mai bună, o idee despre ceea ce înseamnă lumea aceasta mai bună. Că și lucrul poate fi bun. Pentru noi a fost ceva nou, să știți, ca să... Am și venit să vedem. Să înțelegeți, limba a fost special pentru noastră, să înțeleg. Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei de la Pitești este una dintre cele mai concentrate producții de gen cu spectacole tematice.